Bine ați venit la Stax TV, episod cu mașină modificată, mai multe mașini modificate, dar înainte să vă prezint invitatul și cadrul cu mașinile, aș vrea să vă povestesc de niște schimbări la noi la Stax. Am făcut pe Patreon, dacă sunteți familiarizați cu aplicația Patreon, există acolo niște praguri de membri care ne pot ajuta cu bani ca noi să fim independenți. Independenți înseamnă că atunci când vom prezenta o mașină, putem să ne spunem părerea noastră despre ea, fără să stăm cu frica faptului că cei care ne-au dat mașina ne vor acuza că ne-am spus părerea așa cum este. Deci dacă vreți să ne ajutați, să ne susțineți, să vedeți materiale de o calitate excepțională cu aparatură ultramodernă și cu un Daniel altfel, cu pătrățele, cu mușchi, cu silicone și așa mai departe, ajutați-ne acolo pe Patreon. Invitatul. Adrian, te salut. Îți mulțumesc că ne-ai primit la tine în garaj și că ai curaj să vorbești despre colecția ta. Pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt posesori de mașini scumpe în România, dar nu vor să le arate la cameră pentru că îi judecă lumea că au bani, că de unde au bani, că de ce au bani, că de ce nu vrea să știe vecinul că el are anumită mașină în garaj și așa mai departe, sau nu vrea să știe vecinul că mașina lui valorează nu știu cât, pentru că probabil majoritatea oamenilor care nu sunt pasionați văd mașinile tale și spun, ma, un BMW vechi, frumos. Mulți habar n-au de valoare. Da. Aș vrea să discutăm în prima parte a episodului, că pe ăsta o să-l facem mai mult, mai mult, auzi, doamne, o să-l facem mai lung, pentru că nu vorbim de o mașină, vorbim de peste 30 de mașini pe care tu le ai asta în colecție. Asta colecția. Da. Dar aici, acum, sunt crema sau spuma, cum vreți să-i spun. Cele mai valoroase. Colecției, da. Cele mai valoroase. Cele mai... Trebuie să le spunem oamenilor că vorbim despre o colecție de BMW. Da. Corect. Sunt doar modele 30? Nu, mai sunt și 28, 24, 32, 34 și cam atât. Cum a început nebunia asta? Că eu îi spun... Adică eu am 3 mașini și mi-e foarte greu cu ele. Da, înțelegi? Și mie mi-e greu cu atâtea. Unele sunt nepornite, neieșite din garaj aproape de 2 ani de zile, dar o pornire la sezon se mai face. Okay. Este foarte dificil să le ai cu ITP-ul la zi, cu asigurări, niște cu, numai ca să scot o mașină din spatele garajului, dar nu acesta cel mare, da. Okay. Poate să-mi ia și 3-4 ore. Încă trebuie scoase altele afară, trebuie spălate, trebuie complicat. Roțile umflate. Da. Stau pe ceva special sau le ții pur și simplu? Nu, pe pământ. Pur și simplu, pentru unele am roți de schimb. Ok, roți de garaj, cum ar veni. Ele se aplatizează. Da, da, se deformează anvelop. Și atunci, pentru unele am schimburi cu anvelope care sunt netasate, să zic așa. De ce BMW și nu altă marcă? Mi-a plăcut sportivitatea mărcii. Okay. Mi-a plăcut cel mai corect. Poate unele din ele nu au un design wow. Bine, da, designul e în ochii fiecărui, adică nu e neapărat o chestie de... Dar senzația la volan e diferită față de alte mașini, total diferit. Eu spun așa că BMW nu știe să facă decât mașini sport.
Nu știe să facă mașini. Degeaba vine cu seria 7 și cu ce vrea el, este cu valențe sportive. Deci dacă vrei să mergi tu liniștit cu un BMW, vrei, bă, n-ai chef, ești obosit, ești liniștit, vrei și tu, bă, hai să ne bucurăm de vremea de a... Ia uite, iubito, ce vrei, fă, e un banc, ce vrei, fă, e toamnă, în sfârșit. Așa, uite, iubito, peisajul, nu știu ce, nu știu cum. Și vrei să eviți ceva sau trebuie să atingi volanul, ne-am apucat de treabă. Stai, mă, frate, puțin, că eu nu vreau. Deci eu vreau să... Nu, nu, haide, stai puțin, că nu vreau. Asta mi se pare mie la BMW, da. Tot ceea ce simți legat de mașină este foarte rapid și orientat pe performanță, ca să zic așa. Mult. Bun, când a început pasiunea asta cu... Sau când te-ai hotărât, sau cum a început declicul ăla din... Gata, mă, îmi fac colecție de mașini, sau... Nu știu, cum... Primul, văd că a fost la 35 de ani, când mi-am făcut cadou un M3 E92. Ok. Plecasem de la mașini normale, nu spun modele, și... Poți să spui că nu ne deranjează. V8 de 420 de cai, era înfiorător. Wow, tractiv, spate, da, propulsie, da, da, pentru așa, da? Apoi, după câțiva ani, am început... Bine, urmăream, îmi plăcea să văd în trafic, pe internet, clipuri, poze cu BMW. Ce fac majoritatea pasionaților, din punctul meu de vedere? În tinerețe n-am avut treaba asta. Mi-a apărut acum, la... Probabil că e criza aia, la 40 de ani. Crezi? Probabil, da. Simți că s-a dus copilăria și nu te-ai jucat destul. Corect, da, 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 așa e, da. Și da, într-adevăr, când eram mic, n-aveam multe mașinuțe și mi le-am luat acum. Primul ursuleț, acum 5-6 ani, un E30-320. O mașină într-o stare foarte ok. M-am axat pe mecanica, partea de rulaj, uh-huh, că era foarte obosită, dar restul, vopsea, tinichigirie, ok, mașina merge bine și ziua de azi. Și apoi, uite, un cabrio, și apoi, uite ce frumos e și aia, uite un... Uite ce preț bun are aia, da, voi trebuie să o iau, că e ieftină, e păcat. 3-5 el tehnic, wow, ce tare, original pe fabrică, ia-l și porla, apucă-te, restaurează. M-a cam cocoșat treaba cu restauratul, sincer. Practic 90% din ele ar trebui restaurate. Ok. Și unele au și fost. Da. Ce te-a făcut să mergi în direcția de restaurat și mers pe original și nu modificat? Adică cum de n-ai trecut și în partea aia de modificat? Cum de nu te-a atras partea de modificat, de a o face mai frumoasă în felul tău? Nu neapărat mă refer la modifica acum, să tai aripi, să pui fibre, eleroane și așa mai... Nu! Păi uite, simt nevoia că să-i pun niște jante, buză mare, buză mică, să o mai las jos, să niște mici. Am mai pus, cu lăsatul jos am mers, dar tot pe varianta originală, pe tehnic. Mie, dacă tot am muncit la acea mașină să o fac, am vrut să aibă o valoare mai mare în viitor. Ok, deci ai privit-o și ca pe o investiție, nu numai distracție. La orele de muncă și banii investiți, riscam prea mult. Să fac o mașină personală. Personală, da, nu-mi place, dar okay. La dacă vreau să o dau altuia, stai că mie nu-mi place ce combinație ai făcut de tu. Culoare. Corect, da. Iar varianta standard mi s-a părut mie că prinde cam la mai mult. Mai, da, marea cercul e mai mare, da, de interesați. Este clar că la un moment dat, din această colecție, trebuie să și vând. 100%. Și de unele trebuie să mă despart, încă nu mai am loc fizic. Ok. Poți să le înlocuiești cu unele mai scumpe. Mă gândesc, adică, cam știi? Asta am făcut, da, în ultimii 2-3 ani, iar modelele de aici, cum spuneam, perla coroanei, numai de ele m-am axat. Am căpătat o mare experiență, okay, păi, na, în restaurarea celor dinaintea lor, iar aici am fost cu o restaurare undeva 9-50 spre 10. Ok. Ce contează cel mai mult când vrei să cumperi o mașină din asta pentru restaurare? Adică poate sunt oameni la noi care se uită și zic, bă, și eu sunt de aceeași părere cu omul ăsta, mie nu-mi place BMW, mie îmi place Opel. Vreau să-mi iau și eu un Opel Kadett
și să-l fac stoc. Nu vreau să modific, nu vreau să fac eu mai... La ce trebuie să se uite omul? Ce e cel mai bine pentru el când cumpără mașina? Legenda modelului. Ok. Trebuie să aibă o legendă în spate. Ok. A participat la curse, a fost în filme, a fost mașină de hoți, a fost... Mm-hmm. A făcut ceva. A făcut ceva. Da. O motorizare superioară, okay, sau cea mai de top, da? A modelului respectiv, da? Și seria limitată. În care face parte. Sau ar trebui. Și după aia starea în care se află mașina. Starea, dacă sunt fabricate 10 bucăți, nu mai contează. Poți să iei un șurub de la ea, da. Și plăcuțele. Uh-huh, uh-huh. Da, practic și eu, cel puțin mașina care o să o prezentăm astăzi, am cumpărat-o fără nimic. Caroseria cu plăcuțele pe ea. Dar avea seria de caroserie care era valoroasă. Da, da. Dintr-o versiune cea mai apreciată din modelul E30. Acest C2-27. Ok, vorbim de motorizare. Caroseria văd că e un coupe. Nu e nimic special, cu stop mic. Nici ce știu eu, cu BMW-uri, știi? E non-facelift. Ok. Motorizarea asta a fost la vremea respectivă cea care se bătea, ca să zic așa, bară la bară cu M3. Ok. Tot 210 cai, cuplu măricel, 280 de newton, fără catalizator și trăgea mașina. Fiind 2.7 la E2.0, parcă M3... 2.3, 2.5 deja era top. Dar 2.0 și 2.3 erau la concurență puternică. Cu Alpina, care Alpina nu era un tuner de fabrică BMW. E chiar o fabrică. Ea... Da, dar nu aparține, cum e M3-ul, știi, departament al fabricii. Cum a ajuns AMG-ul la Mercedes, este știi? Este o fabrică, o să-i spun fabrică, fiindcă da, au propria serie. Se taie seria de BMW și se pansionează seria de Alpina. El face niște modificări, bine, totul cu un acord. Acordul BMW, da, că altfel nu te-ar lăsa, da. De exemplu, pe modelele astea, la vremea respectivă nu se dădea jos sigla de BMW de pe capote. Ok. În ziua de azi nu mai s-a permis. Da. Ok, da. S-au schimbat vremurile și lucrurile și banii, probabil, și contractele. Alpina modifica mașina foarte mult pe motorizare. Da, pe performanță. Cutie și grup. Evacuare, suspensie, interiorul care îl făceau, îl personalizau și ei cumva. Da, ceasurile de bord, cusătură. Mici elemente de aerodinamică, gen fusta. Fusta față, da. Eleronul spate și acele aripioare de la roată, care spun ei că au rol aerodinamic. Alea din spate de acolo? Da, exact. Sunt tot marca Alpina. Acum le-am văzut pentru prima dată în viața mea. Jur, dacă nu spuneai de ele, nu le vedeam niciodată, nu le vedeam. Dar da, sunt destul de rare. La ce preț ajunge un E30 2.0, de exemplu, restaurat? Cam care ar fi prețul lui corect, așa? O restaurare serioasă pentru un 2.0, de fapt nu mai contează, că e de 2.0, 2.5, banii cam tot ai bagi în mașină. Nu știu, mă gândesc, sunt de acord cu tine, mă gândesc că prețurile diferă sau nu diferă în funcție de motorizare. Motor, câteva piese, dar evacuarea e aproape la fel, suspensia, prețul este determinat de starea de plecare, de proiect. Dacă proiectul este praf, dai și 10.000 de euro. Dacă proiectul este bun, 5.000. De aici. Am înțeles. Din mașinile tale sunt mașini de vânzare pe care le putem pune într-un link la episod, oare? Da, o să sunt. Adică, dacă ai niște mașini care acum au niște anunțuri valabile pe internet, da, putem să le punem în descrierea clipului de YouTube, că poate cineva e interesat să mărești colecția de Alpina, să scap de BMW-urile normale. Și să schimbi, să ne vedem peste 3 ani și să spui, a, da, mă, am colecția mea de Alpina aici, uite, astea 30, din astea ale 5. Fiindcă pe lângă cele 3 Alpina E30, mai este un Alpina E32 și un Alpina E34. Alpina 34, derivat din E34, este numărul 65 din 70 fabricate vreodată. Mam. Și care toate au fost versiuni doar pentru Elveția. Pentru Rai, da, așa da, numesc Raiul, dacă ar exista Raiul, așa ar arăta. Da. Da, da. Așa ar fi. Deci dacă există Raiul pe pământ și mori, e ca în Elveția.
salut, am ajuns în rai. A, ne-l vezi, a... A putea să te duci să vezi cum e. Da, da, eu am fost, am văzut și așa, mic ca în rai. Încă n-ai ce să comentezi. Făcut doar pentru ei. Ce să facem? Da, asta e. La ce valoare ajunge o mașină de genul ăsta? Și aici depinde de serie, model. Dintre toate, E30 sunt cele mai valoroase. Ok. Care le-am eu. Ok. Mai valoroase decât ele ar fi Alpina E24 Biturbo. Sare de 150.000, într-o stare foarte bună, bineînțeles. Rare, puternice, 330 de cai la vremea aia era... Oho! Da. Da, da, da. Vis. 330 de cai pe 1100, 1200 de kg, nu cred că are mai mult. Seria 6 are. Sau are, sau are, are, da. 1400-1500. Da, da, dar oricum face performanță, e și turbo, ceea ce e destul de rar 5. Pentru BMW. Da. Și biturbo. Și biturbo, da. Biturbo. Și atunci, probabil că na, îi sare prețul foarte tare. Bun. Să vorbim despre mașina asta și să vorbim despre ce, de ce ea, ce, cum a ajuns ea din 40 de mașini să fie ea cea mai iubită. Făcut ea. A achiziției. Văzusem anunțul de, înainte să o achiziționez, anunțul de vânzare a caroseriei. S-a vândut doar caroseria. Ok. Goală. Goală. Fără nimic. Cu 2 ani înainte să o cumpăr. Am văzut fotografie. Doamne, ce nebun. Cum vrei să vei atâția bani pe un coajă? Okay. Poți să spui goală? Cât costa oare? 10.000 de euro. 10.000 de euro caroseria goală. În condițiile... Dar starea era bună, scuze-mă, că a caroseria da. Ta bine, adică era... Da, poți să zic mici căriuțe. Normale, pentru flat. Vârstă, corect. La vremea respectivă, gândește-te că era un 325M tehnic, de top, banii ăștia. 10.000. Da. După 2 ani de zile, mai găsesc o dată anunțul. Și, păi, să... E un semn. Zica mea e. Într-o legătură cu cumpărătorul, negociem, ne înțeleg. Ai luat-o din România? Nu. Din Germania. Din Germania, ok. Mi-a spus că nici cine știe ce acte n-avea, dar că are o declarație de la poliție, nu e furată, mașina totul e în regulă, seriile sunt ok. Mi-a dat o listă de la Alpina cu dotările mașinii. Ok, cu ce a fost pe ea, da. Ok. Comandată, practic. Da, da, da. Ajungem mașina în țară. Și, da, în... Mașina, caroserie. Caroserie, da. Dau o căutare și găsesc și un motor Alpina. Găsesc motorul Alpina, tot 2.7, tot de pe versiunea asta. Îl cumpăr, vine și el, mă apuc de tinichigeria asta, mecanică, terosonare, pregătire de vopsitorie, desfac și motorul, îl pun la punct. Și încep asamblarea, cumpărare de jante, rezervor suplimentar, cumpără material, tapițează toate scaunele, cumpără scaune, versiunea de Recaro. Pentru Alpina. Pentru Alpina, fusta. Ca și upgradare, mașina pe serie având o cutie automată, a trebuit să mai cumpăr o mașină cu o cutie automată care îmi trebuia mie. Ca să iau o cutie ce îi trebuie. Ce avea ea, da, cum era ea dotată din fabrică. O mașină. Foarte multe piese noi am pus la faruri, proiectoare, stopuri. De unde găsești piesele noi? Noi.
Asta nu le mai găsești încă și la încă se vând. De piese. Okay. Dar cele care nu se mai produc, cum de exemplu sunt jantele, suspensia, arcuri, pe eBay. Da. E un grup numai de Alpina și își vând piese. Care pe unde mai găsește? Stare bună, găsește recondiționată, arcuri de față, vopsite. Acum arcuri de spate mai târziu, o bară stabilizatoare, că și pe aia scrie Alpina și are și arorul ei. Și are și valoarea și crește. Și valoarea. Și... am găsit de curând niște amortizoare Lorenz carbon. Într-adevăr, ca și greutate față de unul bine la jumătate. Super sport, nu știu ce, pe M. Altfel se așează mașina acum. Covorașe, fleacuri. Tot felul de detalii care te mănâncă. Adică... mii de euro. Eleron, da, care nu se mai fabrica, dar l-am găsit la cineva care s-a despărțit. Nou îl avea, dar s-a despărțit la un preț dublu de achiziție. Era 9-500 de euro și l-am cumpărat la 1000. Nu mai sunt ce nu să facem, sunt. Lumea și profită de chestia asta. Și stare de nou. Da, eu tot timpul le spun oamenilor că mașinile sunt compuse din mai multe piese decât își imaginează ei. Da. Costă mult rău de tot. Multe rău de tot. Iar dacă sunt rare... Iarăși, nebunie. Bun, păi hai să o plimbăm, să vedem cum... Da. Cât? Îi consumă mult? Normal. Da, e frumoasă, e albastră. E o culoare dedicată. Pentru Alpina. Da, se cheamă Alpina Blau. Alpina Blau. Ok. Alpina, culorile Alpina sunt albastru-verde. Da, corect, da. Ea și-a făcut două culori. Alpina Blau și verde Alpina, dar nu mai știu da. Exact. Da. Tot un verde. Da, două culori ale lor, specific pentru ei, cu... rețeta de codul ei, de vopsea, cum ar veni, da. Mulțumim pentru vizionare, sper că v-a plăcut, sper că ați văzut imagini, sper că ați primit informații de la Adrian mai mult decât se poate și dacă reușim să punem și link-urile în, jos în clip, poate îl și cunoașteți pe om și cumpărați niște mașini restaurate corect și frumos și elegant. Adică facem o treabă până la capăt, mă frate, să fie bine pentru toată lumea. Nu uitați de Patreon dacă vreți să ne susțineți, să fim independenți, să avem propria părere. Nu uitați de share, like și nu uitați de subscribe, pentru că foarte mulți oameni folosesc YouTube-ul fără să dea subscribe canalelor pe care le urmăresc. Dați acolo subscribe și de fiecare dată când un material nou va apărea pe canalul respectiv, nu numai al nostru, voi veți fi notificați. E atât de simplu. Un pic, buton, pic, vezi că a făcut ăla ceva. Pic, 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 informații. Pic, pic.